Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. În ziua aceasta am prăznuit împreună ajunul Bobotezei. De aceea am ales ca fundal un pod, pentru că este o zi care face trecerea dinspre Crăciun spre botezul Domnului, arătând deodată în plus cum se dilată și se contractă totodată timpul liturgic al bisericii, în ce mod biserica constituie de fiecare dată pentru noi un stic de memorie, o aducere aminte permanentă a contemporaneității cu Hristos. Am spus-o și aseară, o spun și astăzi, e nevoie să ne aducem aminte că suntem contemporani cu acest Hristos care dă în veșnicie și că, de fapt, a trăi în veșnicie cu Hristos înseamnă a te așeza în contemporaneitate cu El. Este ajunul botezului Domnului și zilele acestea am fost încărcați de această tensiune a umblatului sau neumblatului cu crucea, a umblatului sau neumblatului cu aghiazma mare. De fiecare dată vreau să vă spun că soluțiile pastorale sunt la îndemâna noastră și preoții știu ce au de făcut ca și credincioși autentici pentru a se bucura de praznicul acesta. În seara aceasta, în toate bisericile, ca în întreaga zi, s-au desfășurat slujbe speciale, așa numitele ceasuri împărătești, în sensul că erau ceasurile largi citite, rugăciunile citite foarte pe larg, cu psalmi foarte mulți, cu citiri în Evanghelie, din Apostol și Evanghelie, care să aducă aminte împăratului însuși în Bizanț că împăratul cel mare Hristos își trăiește în trup botezul. Era important acest aspect, fără îndoială, pentru a aduce aminte celor care se credeau veșnici prin funcția lor că sunt la fel de muritori ca noi ceilalți și că, într-un fel sau altul, ceasurile sunt împărătești nu doar pentru că ei sunt prezenți ca împărați în timpul slujbei, ci și pentru că împăratul cel mare, care este Hristos, i-a uns să fie împărați peste oameni. De ce spun aceste lucruri? Pentru a ne aduce noi înșine aminte de modul în care suntem chemați să ne trăim creștinismul. Tot ceea ce se petrece în biserică este de fapt o ajunare continuă, așezare într-un ascetism de trăire duhovnicească, într-o rigoare și într-o exigență care ne privește pe fiecare dintre noi personal. Așa cum Crăciunul este comunitar și personal deopotrivă, nici botezul Domnului nu poate fi altfel și nici o sărbătoare a bisericii nu poate fi altfel. Este de fapt lipirea inimii noastre de timpul liturgic al bisericii, de chemarea bisericii de a fi în sărbătoare, de a trăi în sărbătoare, de a face din viața noastră câte o sărbătoare. De aceea, dacă vă uitați în calendar, și nu e rău să vă uitați în calendar aproape în fiecare zi, veți vedea că fiecare zi este marcată de câte un sfânt, de câte o poveste din istoria vieților noastre duhovnicești, legată și de propria noastră viață duhovnicească, și oricare dintre cei înșirați acolo în sinaxarul bisericii pot deveni la un moment dat motor de meditație și de apropiere de Hristos. Aceasta este dinamica bisericii. O dinamică ce pare statică, asemenea unui pod, dar pe care, după cum vedeți, curg în toate direcțiile dinamicile celorlalți, drumurile celelalte și drumarii și drumeții ceilalți care au nevoie de împlinirea drumurilor lor. E o zi nouă, pentru că deja suntem spre seară.